președintele executiv al Partidului Social-Democrat Gorj, Ion Călinoiu, spune că organizația politică ar avea nevoie de experiența lui Laurențiu Ciurel. După ce a fost revocat din funcția de manager, acesta ar putea să se reîntoarcă în rândul socialdemocraților. Călinoiu afirmă că nu știe dacă Ciurel a luat hotărârea de a reveni în PSD. Laurențiu Ciurel a ocupat funcția de vicepreședinte la PSD Gorj înainte de a fi numit manager privat la CEO. Laurențiu Ciurel a mai făcut parte din rândul socialdemocraților în urmă cu 3 ani de zile, mai exact până în anul 2012, atunci când a fost nevoit să-și dea demisia din partid pentru a ocupa funcția de manager privat al complexului energetic Oltenia. Laurențiu Ciurel a ocupat funcția de vicepreședinte la nivel de județ. Ion Călinoiu spune că organizația politică are nevoie de aportul profesioniștilor din orice domeniu. Partidul de fiecare dată, bine știți, a avut deschidere față de speciali și nu obligatoriu trebuie să fie membri de partid. E vorba de obiceiul nostru pe care îl avem și îl vom menține de a consulta specialiștii din societatea civilă potrivit pregătirilor profesionale și de care avem nevoie și au ei deschiderea, bineînțeles, să sprijine cu soluții tehnice programele noastre politice. Laurențiu Ciurel a părăsit PSD-ul în anul 2012.